Din nou acasă, cum spuneați, cu sufletul sunteți tot timpul în Maramureș, dar iată că ați venit un pic și prin Maramureș acasă înapoi. Dumneavoastră ați condus frâiele județului în ceea ce privește învățământul, inspector șef general. Cum a fost acest an școlar, jumătate în pandemie, jumătate într-o oarecare liniște? Am fost într-adevăr inspector școlar general pentru județul Maramureș timp de 2 ani și aproape jumătate. Deși spuneam la început, în prima conferință de presă pe care am inițiat-o la inspectoratul școlar, că voi avea un mandat scurt, a fost mult mai lung decât mi-am imaginat eu în momentul numirii mele. A fost o perioadă plină de provocări. Aveam impresia că ducem la capăt o provocare și ne liniștim, veneau altele. Știți că am prins pandemia, știți că am prins războiul care a bătut la granițele noastre și care a adus elevi din Ucraina aici. Acum avem alte provocări, ele se țin lanț, dar se pare că asta face frumusețea vieții noastre. Anul pe care eu l-am încheiat din punctul de vedere al inspectoratului, în data de 26 aprilie, pentru că din 27 am fost numită secretară de stat, a fost și el un an dificil și plin de provocări. Pandemia, războiul, după cum spuneam, iar spre final a venit perioada de reluare a competițiilor școlare, academice, artistice, sportive, și am fost gazde pentru foarte multe concursuri naționale, olimpiade, și vă dați seama că acest lucru a adus noi și noi provocări. N-a fost ușor nici pentru elevi, nu a fost ușor nici pentru profesori, dar ați văzut dumneavoastră că acest mult hulit învățământ a știut să se reinventeze de fiecare dată când a fost cazul. Am venit într-o zi la muncă, colegii mei la școală, elevii la școală, eu la inspectorat, împreună cu ceilalți colegi din inspectorat, în condiții de normalitate. Știam deja că circulă un virus, știam deja că trebuie să ne ferim de el, nu prea știam cum, nu știam ce urmează, dar de a doua zi am intrat în online. S-au închis școlile, am avut o perioadă în care nu am frecventat școala, trebuiau generate măsuri de recuperare, trebuiau generate măsuri de continuare a muncii în online. Asta a presupus niște eforturi imense, pe care poate unii le-au văzut, poate alții nu le-au văzut, dar eu vă asigur că la nivelul inspectoratului, la nivelul fiecarei școli din județul Maramureș, aceste eforturi au existat. Nu știu câte categorii profesionale au reușit să se reinventeze atât de repede și să facă fluentă munca lor, așa cum au reușit dascălii din Maramureș. Să dăm puțin timpul înapoi, ați prins chiar o perioadă, poate cea mai dificilă de la al doilea război mondial sau de la ultima pandemie, ca să spun așa, 2 ani grei, nu a fost ușor și a trebuit să luați de multe ori măsuri poate foarte drastice și pentru asta v-ați adus câteodată și critici destul de mari. Așa este. Să nu uităm că am prins și o campanie electorală, unde și dacă nu ai avut vreo vină, au fost unii care le-au creat astfel încât să creeze un val de emoție. Trecem peste toate lucrurile acestea, pentru că faptele sunt cele care spun eu întotdeauna că ne definesc. A fost greu. Au fost foarte multe critici. Dar pentru că am încercat să acționez obiectiv, să respect legislația, toate aceste critici au fost vorbe în pustiu. La un moment dat, ele s-au oprit pentru că nu aveau suport. Bună oară, o măsură foarte nepopulară a fost aceea de a reduce numărul claselor a noua pentru anul școlar în curs. Dar nu a fost un lucru pentru că eu am vrut. Nu a fost un lucru pentru că inspectoratul școlar a vrut, ci a fost o măsură necesară pentru că la momentul respectiv în Maramureș ne lipseau aproximativ 1000 de elevi care ar fi trebuit să treacă în clasa a noua. Neavându-i, nu puteai crea astfel de clase pentru ei. Asta însemna aproximativ 50 de clase. Dovadă că noi am acționat corect este faptul că planul de școlarizare a fost îndeplinit, proiectul planului de școlarizare a devenit plan de școlarizare și noi ni l-am îndeplinit integral. Deci am conceptualizat bine și am operaționalizat bine.
Da, sigur că da, a creat valuri de nemulțumire situația respectivă. Pentru că fiecare se gândea la propria clasă, fiecare se gândea la propriul post. Vreau să vă spun că acele măsuri nu au dus la reducerea catedrelor. Nici măcar un singur post didactic nu a căzut în Maramureș în perioada respectivă, ca urmare a reducerii numărului de copii la clasa a noua. Ca să putem să facem însă lucrul acesta, vă dați seama cât de mult a trebuit să ne mobilizăm și să găsim soluții alternative, să ne consiliem bine colegii din teritoriu, din unitățile școlare, astfel încât să nu existe niciun fel de prejudicii pentru colegii noștri. Pentru că nu întotdeauna ne-a fost acolo, la nivelul inspectoratului, sufletul alături de colegii noștri. Suntem dascăli, ne vom întoarce la un moment dat la catedră și nu ne este indiferent ce se întâmplă cu ai noștri colegi. O altă măsură care mi-a adus critici și nemulțumire a fost aceea că, respectând legislația, am pornit la repartizarea copiilor din clasa pregătitoare prin tragere la sorți. Astfel încât să asigurăm șanse egale la educație elevilor din Maramureș. Știți celebrele liste de învățători pe care toată lumea le știa și care nu sunt totuși o permanență din totdeauna în învățământul românesc. S-a creat cumva această obișnuință și s-a perpetuat în ultimii ani. Prin tragere la sorți însă, copiii care niciodată nu ar fi avut șansa de a fi pe acele liste, au avut acces la clasele la care și-ar fi dorit, la școlile la care și-ar fi dorit și lucrurile sunt pe cale să se normalizeze. Sunteți cadru didactic, sunteți părinte, au fost multe discuții, nu neapărat critici, și de la părinți și de la profesori, și sunt convins că și din cadrul inspectoratului, adică inspectoratul școlar Maramureș, cât de mult au pierdut sau nu copiii în ceea ce vrește învățarea? Pe mulți au scos din ritm, mulți au ajuns un pic așa să... Cei mai mulți, probabil, și asta nu e o jignire la adresa lor, au luat școala un pic așa, se poate și altfel. Cât de mult s-a afectat învățământul în România? Vă referiți la perioada de online, așa este? Da, cu siguranță învățământul este o activitate de conectare. Învățarea este o activitate de conectare nu numai cu informația, ci între oameni, pentru că altfel nu poți să formezi competențe. Lipsa de apropiere, lipsa mediului consacrat pentru aceste activități didactice nu a fost percepută pozitiv nici de dascăl și nici de elev și era normal să fie așa, pentru că ne lipsea, repet, această conectare tuturor. Emoția o transmiți mai greu, intermediată de cameră, de calculator. Detaliile comunicării lipsesc, pentru că nu e numai comunicarea verbală. Există multe tipuri de comunicare și pe acestea foarte greu le poți implementa mijlocite de calculator. Sigur că da, s-au creat și situații de dependență, am înțeles de la colegii noștri psihologi. S-au creat și situații de abandon din cauza lipsei de mijloace tehnice, din cauza lipsei de motivație și așa mai departe. N-a existat o soluție ideală și nu a existat o soluție pe care altcineva înaintea noastră să o fie implementat, iar noi să o importăm. A trebuit să ne dezvoltăm în mers, ceea ce am și făcut. Dacă la început nu știam dacă avem sau nu avem posibilitatea să ne conectăm în online, apoi am constatat că posibilitățile sunt modeste, am ajuns înspre finalul perioadei să dezvoltăm atât de mult acest tip de comunicare, încât eu cred că în continuare va rămâne unul dintre mijloacele prin care să ne facem lecțiile interesante alături de comunicarea în clasă. Oare la un moment dat, tot așa, se spunea că examenul de bacalaureat, pentru cei care au fost în pandemie, vorbim de aceia care au avut examene de dat, bacul sau capacitatea, testele care s-au dat, simulările și inclusiv testele de antrenament, da, au fost un pic mai ușoare, chiar și examenul final s-a dat un pic mai ușor pentru a fi ajutați, poate nu-i nimic rău în asta, nu o spunem în sens negativ, pentru a putea trece peste acei ani de pandemie și acel online, care foarte mult n-au
fă tu un instrument online sau fă matematică online, dacă ai ceva să... Nu e același lucru totuși. Nu e același lucru, dar să știți că s-au dezvoltat și instrumente de evaluare în online, s-a făcut și matematică serioasă în online. Colegii noștri și-au achiziționat diverse gadgeturi, terminale cu care să poată să facă activitatea cât mai prietenoasă și să se apropie cât de mult se putea de elevii lor. Colegii noștri, repet, s-au autodepășit indiferent de disciplina pe care au predat-o. Dar ca să revin la întrebarea dumneavoastră legată de testele de antrenament și de simulări. Foarte interesantă poziția pe care o puneți dumneavoastră și anume aceea că au fost mai ușoare. A fost o programă simplificată, dar dificultatea nu a fost... Adică de la dificultate nu s-a făcut rabat. Colegii noștri și-au făcut treaba bine, iar copiii nu au fost subevaluați. Copiii sunt evaluați în continuare la standarde înalte. Acum depinde foarte mult, spun eu, de felul în care te pregătești. Dacă te-ai pregătit foarte bine și dacă ai parcurs toată materia, nu există nici greu, nici ușor. Totul este normal, totul intră într-un firesc. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ai parcurs, sperând că fix asta nu o să-ți pice, dar fix asta îți pică, desigur că totul este greu. Aici, în aceste aprecieri, cred că există o doză de subiectivitate a celui care face afirmațiile respective. Astăzi este o zi foarte importantă pentru copiii care susțin evaluarea. Eu le doresc mult succes. Din nou spun că sunt cu sufletul alături de ei și să știți că în fiecare an, în zilele de examen, am emoții pentru copiii noștri, chiar dacă nu am propriul copil, care a trecut de mult de această vârstă, în examen, sau chiar dacă nu am clase în acest moment în examen. Dar emoția examenului, dacă ești profesor și dacă te dedici muncii tale, există și nu ai cum să o anulezi. Așa este, astăzi copiii au început examenele pentru cei de clasa 8-a, bineînțeles, de capacitate. Urmează și bacalaureatul. În fiecare an era o problemă cu acel procent. Cum vedeți lucrurile în acest sfârșit de an pentru cei care își dau bacul? Pentru că era o problemă în fiecare an. Există situația ca nu toți elevii care parcurg liceul să ajungă la examenul de bacalaureat, din vari motive. Unii abandonează, unii au situația de repetenție, alții pur și simplu nu sunt interesați de examenul de bacalaureat, iar o altă categorie se gândește că nu e bine pregătită și va veni el momentul când va putea în anii următori să își dea examenul acesta. Statistici se fac în fiecare an, procentele variază în fiecare an. Sigur că ne-am dori ca toți elevii noștri să ajungă la vârsta bacalaureatului, să-și parcurgă anii de studiu, să susțină bacalaureatul și să îl promoveze. Procentele, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat, nu au fost pentru mine și echipa mea în inspectoratul școlar cele mai mulțumitoare, pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Până se ajunge la 100%, întotdeauna este loc de mai bine. Dar au fost procente mai bune decât în anii precedenți. Am dezvoltat un sistem de inspecții concentrate pe această problemă a pregătirii elevilor pentru examene și colegii mei inspectorii de la curriculum au implementat aceste inspecții. Au fost desfășurate chiar și inspecții generale și unul dintre obiectivele noastre, o țintă asumată de mine în această perioadă, în perioada trecută, despre asta vorbesc, a fost aceea de creștere a procentului de promovabilitate, astfel încât să putem să ajungem măcar la procentul național. Noi am dezvoltat măsuri pentru ca acest lucru să se întâmple. Ce se întâmplă din 27 aprilie încoace, nu știu. Sunt convinsă însă că ai mei colegi își continuă activitatea și nu am nicio îndoială că echipa inspectoratului de asemenea își face treaba, pentru că este păcat să renunți la un program care dă roade și care este centrat pe elev. Care vor fi aceste rezultate? Urmează să vedem în momentul afișării rezultatelor și prezentării unor statistici naționale. Acum sunteți la București și asta pentru că ați fost dorită la minister. Ce faceți acolo și ce se mai întâmplă pe la Ministerul Învățământului?
Nu lucrez în Ministerul Învățământului, Ministerul Educației. Lucrez în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Sunt acolo secretar de stat, iar atribuțiile care mi-au fost conferite de doamna ministru sunt legate de violență și de egalitate de gen. Este un domeniu extraordinar de provocator pe care îl studiez în acest moment, cu care încerc să mă familiarizez. Domeniul care mi-a dat prilejul să particip la câteva activități în care am cunoscut și problematica respectivă și oameni preocupați de rezolvarea acestei probleme. Vedeți dumneavoastră, câtă vreme trăim într-o societate cu ușoare accente patriarhale, în care încă sunt părinți care susțin că bătaia e ruptă din rai, în care se fac glume pe seama conflictelor dintre bărbat și femeie, în care unii mai spun că rolul doamnelor este la bucătărie, este firesc să încercăm să depășim toate lucrurile acestea și să ne aliniem unor standarde europene. Ce fel de programe dezvoltați la ministerul la care sunteți secretar de stat? Și ca o completare, sunt convins că cele două ministere colaborează și sunt obligate să colaboreze între ele. Așa este, Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Familiei sau invers și nu e nevoie să ne oblige nimeni, pentru că suntem conștienți și unii și ceilalți că așa stau lucrurile și așa trebuie să stea lucrurile. Ce programe dezvoltăm în legătură cu atribuțiile mele de serviciu? Vreau să vă spun că există programe pentru victimele violenței domestice. Există programe pentru victimele violurilor. Există programe pentru tinerele care în continuare sunt duse de multe ori împotriva voinței lor de către părinți să își realizeze acele celebre teste de virginitate. Problemele sunt complexe pentru că doamnele, femeile care se confruntă cu aceste probleme nu sunt pregătite să le accepte. Nu sunt pregătite să le recunoască. Dar ele sunt consiliate în momentul în care apelează linia noastră directă în legătură cu tot ceea ce trebuie să facă pentru remedierea situației respective, pentru a fi protejate, inclusiv pentru a fi incluse într-un program de protecție pentru victimele acestor agresiuni în locuințele protejate. Există un astfel de program prin care s-au realizat locuințe protejate în județele, în toate județele țării. În aceste locuințe protejate pot să locuiască până la 6 persoane timp de un an și ele sunt sfătuite ce trebuie să facă pentru a se integra pe piața muncii sau pentru a se reorienta pe această piață. Vedeți dumneavoastră, foarte multe dintre doamnele care apelează linia noastră de la call center sunt femei care nu au lucrat, care nu lucrează și care se tem că nu vor putea să-și susțină copiii sau pe ele însele. Și atunci e clar că e nevoie de instituirea unei măsuri de protecție. Nu pot să nu profit de prezența dumneavoastră acasă în Maramureș și să nu vă întreb de un lucru pe care, repet, și părinții și profesorii se întrebă oare de câte ori vor mai schimba în fiecare an școlar modalitatea de notare și celelalte, pentru că ba s-au făcut vacanțe intermediare, ba trimestre, ba semestre, ba școala altfel, ba s-a renunțat, ba dăm examen într-un fel, ba nu-l mai dăm așa. Spuneți că sunt foarte multe noutățile și pendulările pentru găsirea unei soluții bune. Dar să nu uităm că ultimii ani, ultimii doi ani, au fost marcați de pandemie și unele dintre aceste oscilări au venit tocmai din cauza pandemiei și a măsurilor care s-au luat la nivelul Ministerului Educației pentru a nu opri școala, a o desfășura față în față, dar nici să nu se creeze o presiune prea mare pe copii și pe profesori. Acum, felul în care vor evolua lucrurile, eu nu pot să îl anticipez. Mi-aș dori un sistem de educație stabil, centrat pe elev,
în care toată lumea să se simtă valorizată, și elevii și profesorii, și cum vor evolua lucrurile, vom vedea în curând. S-ar putea ca noile măsuri să aducă o creștere, să fie pozitive. Haideți să le dăm o șansă. Oricum am înțeles că legea educației este deja pusă în dezbatere și se dorește implementarea noii legi a educației cât de curând. Vom vedea acolo ce precizări sunt, ce elemente de noutate și ne vom alinia ei. Totuși nu pot să nu întreb și ca o părere, ca părinte vă întreb, nu? Ca și funcția pe care o aveți, pe care ați avut-o până în aprilie, această notare care începe să deranjeze fără note, cum vor fi copiii? Multă lume spune cum vor fi evaluați, care va fi valoarea, de cât? Eu nu sunt... Unde știi unde e valoarea copilului? Eu nu sunt deloc sigură că se va renunța total la note. În acest moment, din câte știu eu, tezele sunt facultative. Eu cred cu tărie în valoarea unei note orientată spre progres, nota care nu pedepsește, ci care marchează un stadiu în evoluția copilului și dă copilului un feedback asupra nivelului la care a ajuns cu parcurgerea materiei. De asemenea, oferă un feedback și părintelui, care e bine să știe unde este, unde se situează copilul său. Dar aceste note trebuie să fie profund ancorate în ceea ce face profesorul la clasă, în ceea ce dezvoltă copilul și să nu fie un mijloc de pedeapsă. De asemenea, elevul trebuie să știe niște itemi de dezvoltare pe care profesorul îi respectă, profesorul trebuie să fie coerent în ceea ce face și copilul trebuie să poată anticipa în funcție de cât de mult a pregătit fiecare test, fiecare lucrare, fiecare răspuns, ce notă va primi. Trebuie explicat copilului, trebuie informat părintele și atunci nu vor exista nici discuții în contradictoriu. Care este situația în acest moment în România în ceea ce privește violența asupra femeilor, asupra mamelor, asupra copiilor? Pentru că sunt mulți copii pe care vedem la știri, pentru că acolo le putem cunoaște. Dumneavoastră le știți din informațiile pe care le vin, oamenii le văd doar la televizor. Cât de grav este în acest moment și ce ar trebui poate să știe... Sunt și bărbați agresați, să spunem, mai puțin adevărat, dar există. Care este în acest moment gravitatea acestor probleme în România și ce se poate face, pentru că se izolează mamele în acele centre, dar cât timp? Și după aceea revin iarăși. Maximum un an pot să fie mamele păstrate în acest centru, dar... Ca să răspund întrebării dumneavoastră inițiale, eu vă spun că atâta vreme cât există un singur copil abuzat, câtă vreme există o singură femeie agresată, este o situație gravă și inacceptabilă. Statisticile, din păcate, arată că există astfel de inechități. Există și inechități de gen. Bună oară, la angajare, un salariu mai mic pentru femeia care ocupă aceeași funcție cu un bărbat, nu în sistemul bugetar, aici nu se pot întâmpla astfel de lucruri, ci în sistemul privat, la aceeași muncă se întâlnesc salarii diferite sau limitări diferite la angajare. Am înțeles că există și clauze contractuale care discriminează femeile legate de maternitate, de naștere și așa mai departe. Vă dați seama că dacă o singură situație din aceasta se adeverește în teren, situația nu e bună. Ea trebuie remediată. Pentru că femeile sunt cetățeni de rang egal cu bărbații, contribuie la evoluția existenței în fiecare familie. Uneori sunt cele care duc greul familiei și ele trebuie respectate. Ați văzut că doamnele senator Scântei și Gorghiu au reușit să treacă prin votul Senatului cotele de gen. Asta însemnând că doamnele trebuie reprezentate în toate activitățile, inclusiv politice,
astfel încât să se asigure egalitatea de gen în fiecare dintre organismele acestea. Unii spun că este o măsură care nu se justifică, unii spun că nu există discriminare de gen în România. Ne ferim chiar și de conceptul de gen. Dar, repet, câtă vreme există inechități de acest tip, indiferent cum le numim, e bine dacă ele sunt remediate. Un mesaj pentru copii, având în vedere, repet, că astăzi este o zi importantă, începe o zi importantă în viața lor, a celor de clasa 8, urmează și bacalaureatul și celelalte examene. Un mesaj pentru copiii maramureșeni, pentru părinți, pentru profesori? La mulți ani, succes, numai bine, elevilor întâi de toate, cu sufletul alături de ei întotdeauna. Colegilor mei care au făcut ca aceste examene să fie un succes, n-am nici cea mai mică îndoială că rezultatele muncilor se vor vedea. Și să ne revedem cu bine într-un cadru atât de frumos, de liniștit, de pașnic, parcă rupt de lumea reală.